Ia auzi. Muică, suntem neam de piatră. Muică, ce s-au chinuit oltenii cu sepsii Brăileanca. Au avut posesii, au atacat, i-a pus mangea pe ea mici din față să caute găuri, soluții pe ea din benzi să centreze la foc automat. Nimic, nimic. A fost nevoie să se alinieze astrele și orbirea de moment a lui Râmnicianu ca să intre varza în poartă. Da, e bine. E bine pentru olteni. Sunt acolo, sus. De cealaltă parte, e bine și pentru cei din voluntari. Că sunt acolo. Nici sus, nici jos, sunt acolo nicăieri. Claudiu, de ce nu i-ai zis domnului Iohannis? Vă loc cu el în vacanță în Tenerife. Dacă oltenii s-au chinuit cu sexii Sfântul Gheorghe, ilfovenii au avut exerciții și probleme cu Timișoara, unde au bătut cu 3-2 într-un meci în care au condus, apoi au fost conduși, apoi au ratat un penalti și în final, să moară Ionuț Popa de bucurie pe canapeaua din sufragerie, au reușit golul de 3 puncte în prelungirile partidei. E, nu, nu, n-ar fi făcut așa ceva, Popică. Ce antrenor face așa ceva după ce e dat afară de un club la care a pus suflet, chip și benzină din banii lui, a? Șocul așteptat la echipa din Timișoara odată cu schimbarea antrenorului s-a întâmplat, dar cred că a fost prea puternic, domne. Nici nu dai, frate, la maximum, știi ce zic? Bă, șocuri, șocuri, dar să fie așa, de oameni, ca și cum ai da pentru familia ta. Ah, chiar, l-ați văzut pe Leo grozavu? Wow, Leo nebunule, ești grozav, suntem hipsteră? Zici că ești bibliotecar, nu ciomăgar. Stai, stai, că în două, trei etape... Parcă văd că îți dai jos ochelarii ăia de tocilar și îți iei masca de sudură. Dar să revenim la fotbaliștii noștri. Știm ce joacă oltenii. O să încerce să domine, să aibă posesie, să dezvolte rapid pe ben sau cu devieri pe axul central, prin Mitriță și Băluță. Se știe. Craiova centrează mult, am văzut cu sepsii, dar... nu prea are cui, vârful de careu fiind în continuare absent. Poate, poate îl vom vedea în premieră pe nou transferatul Glavina, un croat cu 17 goluri în sezonul trecut. Oltenii n-au mai bătut în deplasare de 4 etape, dar au motive de optimism. Da, ultimul succes extern a fost în octombrie, tot aici în Ilfov contra Concordiei, iar la voluntari se simt ca acasă, reușind atenție să bată în ultimele 3 dueluri din campionat. Mai mult, conducerea Craiovei a rezervat o peluză întreagă pentru fanii care trebuie să plătească doar 15 lei până la margine de București. Deși la banii ăștia e posibil să se înscrie destul de mulți băieți care să caute totuși ceva mai distractiv în capitală pentru o seară de vineri. Ai grijă de tensiune, lasă șprițurile și fetele. Ce fiară ești, mă, fierbi! Interesant e că Mangea a zis după meciul cu sepsii că el e fericit, domne. Da, le ceruse jucătorilor să nu primească gol. Cu sepsii, mă! Care dăduse 14 goluri în 23 de meciuri. Mamma mia, mă, che mangi tu, eh? Păi cu voluntariu, cred că îl pune și pe șoferul autocarului să parcheze în fața porții. Știm, știm, ilfovenii au pierdut acasă 0-4 în primul meci al anului, dar au o medie de un gol marcat pe meci. Cred că Mangea n-a închis un ochi toată săptămâna. Calma, mister, calma. În 6 din ultimele 7 meciuri jucate acasă, voluntariul n-a reușit să înscrie. Claudiu Niculescu a dormit ceva mai bine, da, doar a bătut cu 3-2 la Timișoara în ultimul minut după un meci la care s-au înghesuit în tribune 200 de spectatori, vă dați seama? A fost omor, da, să băgau săracii unii între alții de fric, să îmbrățișeau la toate golurile, nici nu conta cine înscrie, cine câștigă, importantă era supraviețuirea.
Iar voluntariul ăsta cu capital uman 100% românesc să se consemneze pare să supraviețuiască încă un an în prima ligă. Nu știm, domne, cum a fost posibil, dar aici Tudorie a ajuns să dea 7 goluri în jumătate de sezon, cam cât dăduse în toată cariera. O fi de la moaștele alea la care îi duce primarul Pandele pe cetățeni? Mai mult, etapa trecută, Adrian Bălan a fost la un pas de primul hat-trick din Liga 1. În ritmul ăsta, Niculescu are toate șansele să ajungă și el pe banca Craiovei. Păi nu le-ar strica oltenilor un antrenor cu nouă arii, nu? Hai baftă, ne vedem mâine!